Dacă îți place să fii un luptător, o luptătoare, un învingător, să te poți bucura de biruința pe care ai avut-o în Dumnezeu, acest video este pentru tine. Dacă nu îți place să fii un luptător, poți să dai mai departe, nu mă deranjează, poți să lași ce comentariu vrei tu, nu mă deranjează, dar dacă ești un luptător și îți place să te bucuri de Biruință? Îți place să privești în Biruință? Îți place să privești ca David dincolo de munte și să privești prin credință dincolo de munte? Atunci acest video este pentru tine. Rămâi doar 5 minute. Ascultă acest gând și apoi să pui în practică ceea ce vei asculta în acest video. Și Domnul Dumnezeu să te binecuvinteze. Amintește-ți de Pavel ce îi spune lui Timotei. Îi spune un cuvânt care îmi place deosebit de mult, îmi place mult, mult de tot și îi spune lui, lui Timotei, îi spune Timotei luptă, lupta cea bună a credinței, luptă, lupta cea bună a credinței, dacă vrei cu adevărat să fii un luptător și dacă vrei cu adevărat ca viața ta să fie o viață plină de biruință, tu va trebui să înțelegi că tu ai o singură luptă de luptat. Lupta cea bună a credinței. Sunt oameni care au pornit pe acest drum și, din păcate și din nefericire, luptă în alte lupte, în niciun caz lupta cea bună a credinței. Sunt oameni care se luptă să dărâme alți oameni. Când lucram undeva în, în, la un serviciu, undeva în lume, majoritatea oamenilor de acolo erau din lume. Și îmi amintesc că un tânăr de acolo se lupta foarte mult și căuta tot felul de argumente, tot felul de motive cumva să dărâme pe cel care era mai mare peste el, ca să ia locul celui care era pus în poziție. Măcar că șefii lui au văzut că este un om care se pricepe și de aia l-a pus acolo. Și acest tânăr se lupta cu tot din adinsul, voi da jos, îi voi lua locul, eu voi fi în locul lui. Și poate că Dumnezeu nu l-a chemat la aceasta și am spus, cât este de rău să poți lupta împotriva fratelui tău, împotriva apropiului tău, să-l dărâm din slujba în care Dumnezeu l-a pus, să cauți argumente, să cauți motive, să cauți înșcenări, să cauți, să formulezi tot felul de lucruri mincinoase ca să-l dai jos din locul în care Dumnezeu l-a pus. Sunt oameni care se luptă să distrugă familii. Sunt oameni care se luptă să iasă din. Vinovați, nevinovați! Și plătesc bani grei pentru acea. Și fel și fel de lupte. Însă, Hristos ne învață că noi nu avem decât o singură luptă de dus: lupta cea bună a credinței. Luptă-te, lupta cea bună a credinței. Ce frumos este atunci când te pui pe genunchi și te rogi, și Dumnezeu îți descoperă o vedenie despre un tânăr sau o tânără care este greu încercată să te rogi pentru el. Și apoi să te duci să stai de vorbă cu el, să-l întrebi, uite ce mi-a descoperit Dumnezeu, ce se întâmplă cu tine. Și el să se deschidă și să-ți povestească greutățile prin care treci. Este o luptă deosebită, este o luptă frumoasă. Să poți să vezi biruință, să poți să vezi puterea lui Dumnezeu cum se manifestă în viața ta, prin tine, cu tine. De aceea Pavel i-a spus lui Timotei, lupta această luptă, lupta cea bună. Dacă vrei să fii un om biruitor, dacă vrei să fii o adevărată luptătoare și un adevărat biruitor în lupta aceasta, va trebui să înțelegi că tu și cu mine nu avem de luptat împotriva cărnii. Cum spune în Efeseni, noi nu avem de luptat împotriva cărnii, a sângelui, noi nu avem de luptat împotriva lucrurilor acestora care se văd, și noi avem de luptat împotriva lucrurilor care nu se văd, împotriva căpetenilor, împotriva duhurilor. Acel suflet care este apăsat, poate că a căzut într-o ispită și acolo sunt niște duhuri care sunt peste el și Dumnezeu vrea să le libereze prin tine. Cine să lupte dacă nu tu pentru el? Cine să-l ridice dacă nu tu să-l ridici cu Dumnezeu pe el? Cine? Dar dacă tu lupți aceste lupte pământești, vei fi un om sărac și te vei ocupa de lucruri de nimic, de nimic, și vei fi un om de nimic. Scuză-mă că trebuie să spun aceste lucruri. Vei fi un om de nimic și vei fi socotit de nimic pentru că diavolul te va târâ din stânga, în dreapta, din dreapta, în stânga și te vei trezi la 60 de ani când n-ai făcut nimic pentru Dumnezeu. De ce? Pentru că te-ai ocupat de lucrurile de nimic și vei fi un om de nimic. Dar dacă vrei ca despre tine să se vorbească în cer, dacă vrei ca să fii un om adevărat, un luptător adevărat, va trebui să înțelegi că tu trebuie să lupți împotriva duhurilor, împotriva căpetenilor, împotriva Duhurilor acestui veac, tu trebuie să știi că împreună cu tine este Isus Hristos care a spus: V-am dat putere peste toată puterea întunericului. Tu nu poți fi biruit decât dacă te ții de lucruri de nimic. Dar dacă vei, vei înțelege și îți vei pune la inimă aceste cuvinte, să lupți, lupta cea bună a credinței, să iei armătura Duhului Sfânt peste. Luați, spune Hristos, armătura Duhului Sfânt trebuie să o luăm cu noi. Și atunci când vedem. Oameni că sunt apăsați, să ne rugăm și Dumnezeu îți va arăta acum să lupți, și vei ridica steag de biruință, și cu sabia Duhului, cu sabia aceasta pe care Dumnezeu ți-a pus-o în mână să lupți și să poți să biruiești tot întunericul. De ce? Pentru că Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este cu tine! Ca să ridice pe cel căzut, să ridice pe cel ce este apăsat. De asta a venit Hristos pe lume! Ca să poată face din tine un luptător adevărat. Nu un om care să se țină de lucruri, de nimic. Să dărâme oameni din slujbe, să dărâme oameni să-i vorbească de rău, să-i culce la pământ, să găsească tot felul de scenarii mincinoase. Nu te ține de lucrurile acestea. Tu caută să fii un om care să faci voia lui Dumnezeu. Și așa cum Pavel i-a spus lui Timotei, îți spun, luptă, luptă acea bună credinței și îmi spun și mie, ca și eu am nevoie, și eu încă sunt pe acest pământ și am nevoie să lupt această luptă a credinței. Domnul Dumnezeu să te binecuvinteze și să te ajute să poți înțelege acest lucru. Dacă vrei ca Hristos să se laude cu tine, dacă vrei într-adevăr ca Dumnezeu să te binecuvinteze, dacă vrei cu adevărat să poți vedea lupta în adevăratul sens al cuvântului, dacă vrei cu adevărat să vezi lupta spirituală de dincolo de ochii aceștia de carne pe care îi avem. Dacă vrei cu adevărat să vezi cu ochii inimii, puneți la inimă aceste cuvinte și luptă-te lupta cea bună a credinței. Domnul Dumnezeu să te binecuvinteze, Domnul Dumnezeu să te întărească, Domnul Dumnezeu să te ajute și să poată face din tine un viteaz, un luptător și să poți ridica steagul birinței. Mi-amintesc cu o experiență și cu aceasta aș vrea să să o așez în inima ta. Îmi amintesc o experiență și aceasta aș vrea să o așez în inima ta. Un tânăr care a trecut printr-o încercare destul de grea. Am venit acasă și m-am rugat, și așa l-a așezat Dumnezeu în inima mea că m-am rugat în seara aceea pentru el. Și. Ca niciodată, s-a coborât peste mine puterea lui Dumnezeu într-un mod deosebit. Am fost cercetat, am început să plâng și vreo oră și ceva, pur și simplu m-am pierdut în rugăciune, și Dumnezeu mi-a arătat o vedenie despre acest tânăr. L-am sunat imediat, era 12 noaptea. Am scris această experiență în cartea pe care vreau, cu ajutorul, Dumnezeu, cu ajutorul lui Dumnezeu, să o scot anul acesta, dacă nu anul viitor. O carte în care să vorbesc despre luptă despre lupta spirituală și despre cei ce sunt biruitori în Dumnezeu. Și am scris această experiență și mi-am amintit acum și aș vrea să te -o spun, să te încurajez. L-am sunat în seara aceea și nu mi-a răspuns. Și i-am lăsat un mesaj audio și i-am spus ce se întâmplă cu tine, uite ce am avut. Și apoi mi-a scria prin mesaje și mi-a spus că este într-o situație destul de critică. Că s-a dus într-un, s-a urcat pe un pod și acolo vrea să-și ia viața și a spus că el nu mai este bun de nimic, că nu mai vrea să trăiască, că nu mai vrea să vadă nimic de la viața aceasta. Și am spus, dăm -mi 5 minute, o oră dăm din viața ta, stau de vorbă cu tine. Și apoi poți să faci ce vrei. Poți să faci ce vrei, poți să iei ce decizie vrei. Dar am nevoie o singură oră, vreau să stau de vorbă cu tine. Unde ești, vreau să vin lângă tine. Și mi-a spus, nu vreau să-ți dau nici măcar 5 minute. Și am început să mă rog cu el, pentru el plângea la telefon, soția lui era acasă, avea o fetiță care avea o născuse și nu știa, erau disperați, nu știm unde este, a plecat, nu ne spune nimic. Și am spus, dăm timp. Și atunci am vorbit cu câțiva frați, l-am sunat pe fratele Florin și am spus, frate Florin, ajutați-mă în rugăciune, vreau să postim, vreau să ne rugăm. Am mai sunat alți doi frați, un frate de al meu de trup, un alt frate, și am spus hai să ne unim în rugăciune. Este o luptă pe care nu o pot duce singur. Dar știu că dacă ne unim 2, 3, 4, 10, împreună cu Hristos, Dumnezeu va nimici această căpetenie care a venit peste Sufletul tău. Și Dumnezeu va lucra. Și mi-amintesc că îi spuneam acestui tânăr și îmi zicea nu am nevoie, nici nu vreau să aud. Și mă rugam și îi mesaje și spuneam, spune-mi unde ești. Vreau să te aduc, vreau să te aduc o ciorbă. Vreau să stau de vorbă cu tine și nu vroia să audă, nu nici nu vrea să vorbească. Și după 12 ore de luptă l-am căutat aproape prin tot Bucureștiu. M-am dus prin zonă, am spus o fi pe acolo, o fi pe acolo, nicăieri. Și am spus dăm share location, că vin acum și vreau să stau de vorbă cu tine. Și mi-a dat. Când am ajuns lângă el era pe o bancă lângă un pod vrea să se arunce de pe acel pod. Era tot fleașcă de cât a plâns, plângea ca un copil mic. Și mi-a spus, mi-ai cerut o oră. Și am stat de vorbă cu tine mai multe ore. Și Dumnezeu a lucrat. Și nu a lucrat că am fost eu. Că au fost mai mulți, a fost fratele Florin, au fost mai mulți frați care ne-am unit în rugăciune. Și n-am lucrat că am fost noi. Ce a lucrat, că a lucrat Isus Hristos din cer slăvit să fie numele Lui. Și s-a întors acasă, Dumnezeu l-a binecuvântat, l-a reabilitat și este o familie binecuvântată. De ce se întâmplă toate lucrurile acestea? Pentru că în, căpet, în, 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 în văzduhul acesta sunt duhuri care caută să prindă oamenii, să-i să să culce la pământ și să-i ia de pe acest pământ. Și Dumnezeu are nevoie de tine ca să lupți lupta cea bună. Nu te lăsa să fii un om biruit și biruiește răul prin bine. Dacă Dumnezeu îți arată o vedenie Dacă Dumnezeu îți arată o descoperire Nu ți-o arată să-L vorbești de rău pe fratele tău Nu ți-o arată să deschizi gura Și să arăți uite ce a făcut fratele meu Dumnezeu îți arată acea descoperire Ca să poți să intri în legătură cu Dumnezeu Să poți să știi că Dincolo de sufletul acela Sunt niște duhuri care caută să-L Lege, să lege la pământ ce nu poate să iasă din lanțurile acestea și are nevoie de un ajutor, de un ajutor de afară și are nevoie Dumnezeu de tine să facă această eliberare. Să te poți bucura că Dumnezeu eliberează suflete în jurul tău. Să vezi oameni eliberați de homosexualitate, este un har. Să vezi oameni eliberați de patimile acestea a fumatului, de țigări, de de băutură, să vezi oameni eliberați de pornografie. Este un har de aceste lucruri, de acest... Este un har. De ce? Pentru că Hristos vrea să fie un luptător. Hristos vrea să lupți. Lupta cea bună a credinței, și o spun și pentru mine, nu te lucupa cu lucruri de nimic, pentru că vei fi un om de nimic. Și te cu cele veșnice, ocupă-te cu cele ce poți să să-ți dea viață cu cele ce poate să te întărească, cu cele care poate să te ridice și asta o poate face doar Dumnezeu prin tine. Dar Dumnezeu nu o să treacă niciodată peste decizia ta. Tu alegi cât să te sfințești, tu alegi cât să te pui deoparte, tu alegi cât să lupți pentru Dumnezeu, tu alegi să te lași în lucrurile acestea de nimic și să te pui deoparte pentru Dumnezeu și să fii un luptător adevărat. Dumnezeu să te binecuvinteze și El să facă din tine un viteaz și un luptător adevărat. Fii binecuvântat în veci de veci. Amin. Și nu uitați, prea iubiților, că tot ce faceți, să faceți din dragoste. Căci dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri în veci. Fiți binecuvântați de Domnul Dumnezeu al cerului și al pământului.